Știi cine e Shelley sau Antonia? Poate nu sunt cele mai bune exemple, însă ei sunt exemple pure că marketingul online funcționează. Și nu numai că funcționează, însă se produc și o grămadă de bani. Cum a ajuns un copil de 19 ani să facă atâția bani și să-și permită atâtea chestii? Asta face parte din frumusețea marketingului online. Nu este nevoie să fii prezent într-un loc anume, nu ai nevoie de interviuri, să apari la televizor sau cursuri de actorie. Pur și simplu trebuie să știi marketing online. Cu mai puțin de 20 de ani în urmă, dacă erai introvertit, nu aveai șanse să ai succes. De ce? Pentru că asta implica o grămadă de muncă, trebuia să angajezi oameni, să construiești o companie imensă sau pentru o carieră în muzică sau filme, trebuia să ai cunoștințe în industrie și să treci printr-un proces foarte lung. Acum e de ajuns să faci un canal pe YouTube și să începi să produci conținut. Sunt o grămadă de exemple care au explodat pe Instagram sau TikTok și apoi au intrat în industria muzicală sau a filmelor. Nu cred că sunt prea dramatic când spun că marketing online e șansa la viața pe care o visezi. Un singur om, de pe canapea și cu acces la internet, poate să construiască o afacere de succes. Deci, astăzi, în acest video, am să spun tot ce trebuie să știi despre marketing online și cum poți să ajungi să faci și tu marketing online. Ok, hai să începem cu ce este marketing online. Marketing online este orice efort de a promova numele tău, firma ta sau un produs pe internet pentru a ajunge la oameni. Practic, este tot ce faci online pentru a atrage atenția oamenilor și sperăm la un moment dat să cumpere de la tine. Există subcategorii majore de marketing online pe care vreau să le acopăr în acest video. Și ok, cele 7 subcategorii din marketing online sunt 1. SEO. Și aici vine de la optimizarea motorului de căutare, da? Search Engine Optimization. 2. SEM, marketingul plătit pe motorul de căutare. 3. PPC, Pay Per Click. 4. Content Marketing, marketingul de conținut. 5. Social Media Marketing. 6. Marketingul afiliat. Și 7. Email Marketingul. Acum să vorbim pe scurt de fiecare în parte. O să începem cu SEO, pentru că la asta mă pricep cel mai bine. Ce este SEO? SEO vine de la Search Engine Optimization și se referă la optimizarea unei pagini pentru o poziționare mai bună pe motoarele de căutare. Uite o reprezentare vizuală ca să înțelegi mai bine. Deci dacă poziția 4 devine poziția 1, înseamnă că ai făcut o campanie SEO eficientă și ai reușit să crești poziția în Google. SEO este cea mai bună investiție pe termen lung pentru brandul tău. Și acum, de ce ar trebui să folosești SEO ca tactică de marketing? Păi simplu, pentru că vei crește traficul site-ului tău, vei construi autoritate pentru brandul tău și vei genera vânzări și ROI pozitiv. Cum funcționează Google? Există multe alte motoare de căutare, însă ne focusăm pe Google pentru că este cel mai folosit și automat acolo stau potențialii noștri clienți. În principiu, trebuie să înțelegi că Google decide cine se află pe prima pagină în funcție de relevanța conținutului, calitatea conținutului, calitatea profilului de backlink-uri și experiența utilizatorului pe site. Aceștia sunt cei mai importanti factori, pe lângă aceștia mai sunt 100 de alți factori mici care pot face diferența. Acum nu vreau să intru foarte tare în detalii pentru că acest ghid este menit să-ți facă mai mult o idee despre tacticile de marketing disponibile decât un curs de SEO. O să găsești pe blog o tonă de materiale care să te ajute cu optimizarea SEO. Să trecem la următoarea subcategorie în marketing, SEM. Acum SEM vine de la Search Engine Marketing, în traducere optimizarea motorului de căutare prin marketing. Este modalitatea de a face vizibil conținutul site-ului tău prin reclama plătită. Este atunci când intri pe Google și faci o căutare și în dreptul căutării se află un SEM numit anunț. Uite un exemplu. Un avantaj al SEM-ului este că obții rezultate instant, nu trebuie să-ți mai faci griji cu optimizarea SEO sau altceva. Efectiv, plătești către Google și vei apărea în primele 4 poziții în funcție de cât de bună este reclama ta. Încă un avantaj pentru SEM este că poți obține date foarte valoroase, poți să afli instant ce fel de oameni intră pe site, cât stau, unde își îndreaptă atenția și multe altele. Numărul 3. PPC. Pay-per-click. Reclama PPC este exact ceea ce sugerează și numele, pay-per-click, adică plătești pentru fiecare click pe care îl primești pe anunțul tău. Știu că sună similar cu marketingul pe motorul de căutare, asta pentru că este, dar diferența este că PPC-ul nu este limitat la motoarele de căutare. Spre exemplu, poți să faci asta pe YouTube, pe LinkedIn, pe Facebook, Instagram și așa mai departe.
Pe Facebook poți crea un anunț, alegi un anumit public, spre exemplu poți viza bărbații din București cu vârstă cuprinsă de 20 și 35 de ani, cărora le place mâncarea asiatică. Da, atât de specific. Când oamenii dau click pe anunțul tău, Facebook îi va redirecționa către pagina ta, site-ul tău. În acest fel poți face oamenii să cumpere produsul tău, să citească conținutul tău, să se înscrie, spre exemplu, într-un webinar gratuit. Numărul 4. Marketing prin conținut. Așa cum am spus mai sus, marketingul prin conținut se referă la scrierea de conținut ce oferă valoare cititorilor. Cu alte cuvinte, trebuie să produci conținut epic. Dar de ce epic? Potrivit Google, conținutul este unul din primii doi factori de clasificare. Cu cât conținutul este mai uimitor, cu atât ai șanse mai mari de a aduce trafic organic. Dacă dorești să începi o strategie de marketing SEO, trebuie să produci conținut. Singurul mod în care oamenii vor descoperi firma ta este prin conținut. Spre exemplu, dacă ai o firmă de turism, vei avea nevoie de conținut pe care utilizatorii îl caută pentru a obține trafic. Ai putea scrie un articol pe tema, să zicem, top 10 destinații vara asta. Cu cât ai mai mult conținut pe blog, cu cât o să ai mai multe pagini indexate pe Google. Acum, recomandarea mea este să combini cele două tactici, marketingul de conținut cu SEO, și conținutul poate să vină în aproape orice formă, fotografii, bloguri, podcasturi, videoclipuri virale. Acum, de ce ai folosit marketingul prin conținut? Poate te întreb cum poate să ducă acest lucru la vânzări. Ei bine, răspunsul este complicat, dar cel mai bun mod de a rezuma este prin client journey sau călătoria clientului. Lasă-mă să-ți explic. Când cineva vizitează site-ul tău să interacționeze cu brandul tău pe social media pentru prima dată, nu există aproape nicio șansă să cumpere de la tine. De ce? Pentru că ei nu știu cine ești. Tu ai căutat pe Google o mașină și ai cumpărat efectiv prima mașină pe care o vezi? Probabil că nu. Te vei informa mai întâi. Clienții cumpără într-o manieră logică și urmăresc o călătorie specifică de la conștientizare la decizie. Spre exemplu, HubSpot numește asta călătoria cumpărătorului și arată cam așa. Clienții se mișcă în etape progresive și devin conștienți de problemele lor, evaluează soluțiile posibile și apoi ajung la o decizie. Acest lucru înseamnă că eforturile de marketing de conținut trebuie să se alinieze cu această călătorie. Numărul 5. Social media marketing. Rețelele de socializare sunt o bestie. Această industrie este gigantică, iar rata de creștere mă sperie și pe mine. Spre exemplu, Instagram devine una dintre cele mai populare rețele sociale din lume. În doar câțiva ani, Instagram a înregistrat o creștere incredibilă. În prezent, brandurile găsesc cu succes prin utilizarea influencerilor pentru a-și promova conținutul. Pe măsură ce comportamentul consumatorilor se schimbă și tehnologia se extinde, marketingul pe rețelele de socializare se schimbă foarte rapid. Ele au fost întotdeauna uimitoare pentru reach-ul organic și gratuit, însă în ultima vreme devine din ce în ce mai greu să ajungi la audiența ta fără să dai bani pe reclamele plătite. Spre exemplu, Facebook. Reach-ul organic a scăzut masiv în ultimii ani. Pe măsură ce platformele de social media cresc, își dau seama că veniturile din anunțuri sunt producătorul lor de bani numărul 1. Și pur și simplu, dacă oferă vizite organice gratuite, nu vor produce bani. Și ținând cont de asta, trebuie să ai o combinație de posturi organice și plătite pe social media pentru a avea cel mai bun randament în marketing. Numărul 6. Marketingul afiliat. Ce este exact marketingul afiliat? Imaginează-ți că știi un restaurant care vinde pizza. Îl cunoști pe proprietar și te duci acolo tot timpul. Normal, le spui și prietenilor tăi despre locul ăsta. Prietenul tău, Andrei, decide să încerce pizzeria la recomandarea ta și spune patronului că a venit acolo datorită ție. Data viitoare când te întorci la restaurant, patronul zice: mulțumesc de recomandare, am avut cea mai mare comandă datorită ție, uite 50 de lei și o pizza gratuită pentru asta. Și bum! Tocmai ce ai făcut prima vânzare ca marketer afiliat. Deci, pe scurt, marketerul afiliat este procesul de a câștiga un comision prin promovarea altor produse. Uite o reprezentare vizuală ca să înțelegi mai bine, da? Acum, acesta a fost doar un exemplu ca să înțelegi mai bine, însă există un loc și mai bun de a face vânzări și acela este pe internet. Amazon, spre exemplu, au cel mai mare program de afiliere. Când te înscrii în programul lor, poți genera un link special pentru fiecare produs pe care îl au.
Apoi poți pune acel link pe site-ul tău și dacă vizitatorii cumpără produsul, tu vei primi un comision de la Amazon. Acum, dacă vrei să citești mai multe despre asta, eu am scris un ghid despre marketingul afiliat și am făcut chiar și un video, îl voi lăsa în descriere. Numărul 7. Email marketing. Marketingul prin email înseamnă comunicarea directă cu publicul și clienții. E-mailul are o mulțime de aturi, spre exemplu, rata de interacțiune în comparație cu social media este mult mai mare. În plus, e-mailul este o metodă bună de a contacta oamenii pe termen lung. Gândește-te ultima dată când ai schimbat numărul de telefon. Probabil că a fost cu mult timp în urmă, nu? Cam asta este și situația cu e-mail-urile. În mod normal, ele se schimbă foarte rar. Acum să vorbim un pic despre instrumentele pentru e-mail marketing. Nicio campanie bună de marketing prin e-mail nu este completă fără un set adecvat de instrumente. Trimiterea de e-mail-uri directe de la client, cum ar fi de pe Gmail, limitează numărul de e-mail-uri pe care le poți trimite într-o zi. Plus că este și neprofesional să primești un e-mail de la Gmail. Un tool bun te poate ajuta să automatizezi eforturile tale și să economisești timp. Cel mai popular tool este MailChimp. Este un constructor de tip drag and drop și îți permite să creezi șabloane de e-mail pentru orice tip de afacere. Poți să faci totul pe el, de la programarea campaniilor de e-mail, la automatizare, segmentare și personalizare. Ok, acum un rezumat. Acesta a fost ghidul meu despre marketing online. Am încercat să-l fac cât mai simplu ca să ai o idee clară despre ramurile marketingului. Și acum e momentul ca tu să iei o decizie și să intri mai adânc în subiect. Sfatul meu este să alegi o ramură și să încerci să o studiezi, să o înțelegi și să o stăpânești foarte bine, iar apoi să treci la următoarea. Cred cu tărie că puterea internetului este super mare, oricine poate deveni independent financiar. Dar este ușor de spus, în realitate, ca să reușești să muncești și asta se aplică chiar și pe internet. Acum te rog să-mi spui în comentarii care este tactica ta preferată de marketing și ne auzim, îți urez mult noroc, eu am fost Vladislav, ne auzim pe data viitoare.